Vara începe din luna mai, am înțeles. Da, când ai fost la ultimul festival? 2018. A fost acum mult timp și nu mi-a permis programul. Nu mi-a permis religia să merg la festival în ultima perioadă. Da, uite, n-am găsit un weekend. Dar acum în luna mai, pentru că te-ai alăturat tu matinalului, s-ar putea să-mi iau eu liber într-o vineri și să mă duc la festivalul Miez, care are loc chiar în București. Deci, uite, nu necesită nicio deplasare. Aflăm mai multe informații despre acest festival de la domnul Gheorghe Lazăr, organizator. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Dimineața. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Festivalul se desfășoară chiar aici, în spatele dumneavoastră, pe șoseaua Străulești numărul 2, pe malul lacului, iarbă verde. Ce frumos! Unde au avut loc și alte festivaluri sub un nume, nu-i dăm nume. Nu-i dăm nume, dar noi ne pregătim pentru festivalul Miez, care este un festival 100% românesc. Am zis noi că industria muzicală românească a avut mult de suferit în această perioadă pandemică și post-pandemică. Și ne-am gândit să facem un festival de 3 zile în care să încercăm să împăcăm pe toată lumea. Adică, vineri seara avem o seară de disco, anii 80-90, cu subsemnatul aici cunoscut și sub numele de DJ Gigi, cu domnul Eugen Rădescu de la Apollo 111 și cu Mircea Matei, care e cunoscut și el din alte branduri de petreceri pe aceeași temă. Apoi, sâmbătă, avem prima zi de live. Prima zi de live, deschiderea o va face DJ Șerbănescu, care e în producție proprie cu Dangerosu, care cântă cu Paraziți în deschiderea lor. Avem o trupă, niște băieți care cântă cover-uri de șpriți, ca să zic așa, mai pe rock. Apoi, arhicunoscuții, Paraziții, am spus mai devreme, Vama și încheiem cu Șuie Paparude. Vreau să vă zic că acest festival este pet-friendly, adică toată lumea e binevenită la Iarbă Verde cu câinele, cu copii, cu familia, adică e și deschis tuturor, pentru că de la o vârstă încolo toți ne vom însura. Primiți și pisici? Primim și pisici, da. Yes! Vă să te râzi, când am fost acum săptămâna asta în locația acolo, chiar am văzut o vulpe. Ia auziți, deci sunt și animăluțele locului. Sunt animăluțe, da, pentru că... Trăim în București și unde în zonele verzi liniștite ale Bucureștiului animalele se refugiază. Revenim la festival, duminică avem ziua lăutăriei, ca să zic așa. Avem pe Iulian Văcărean de la Femei pe Mătăsari și Bărbați pe Mătăsari, care va pune muzică alături de Ligia Cheșișian și e arhicunoscută în lumea festivalelor balcanice și de zonă, de specialitatea asta. Apoi avem pe Taraf de Caliu, White Mahala și încheiere Damian Drăghicem Brothers. Foarte tare! Ce fel de activități mai sunt acolo la festival pentru vizitatori? Avem, pe lângă arhicunoscutele food truck-uri și barurile consacrate unde toată lumea poate să servească diverse cocktailuri, beri și tot soiul de minuni, licori. Avem ateliere de teatru făcute de Vasile Calofir, coleg cu mine în facultate pe vremuri. Îl salutăm. Salut, Vasile! Bună dimineața! Așa, avem ateliere de olărit, de care se ocupă tot Iulian Văcărean de la Femei pe Mătăsari și Bărbați pe Mătăsari. Ce talente ascunse are Iulian! Foarte tare! Da. Noi am lucrat bine întotdeauna împreună și am zis să continuăm. Apoi am înțeles că va aduce pe cineva care ne va învăța să țesem acolo cu război. Vor fi tot soiul de ateliere pentru... Am înțeles că va fi și unul de cooking pentru copii și tineret. Vom avea niște instalații făcute de studenții de la UNARTE și multe și mai multe. Mi se pare foarte interesant. Eu știu sigur că am un weekend liber atunci. N-am evenimente, n-am programat nicio plecare, eu o să vin să mă bucur de 3 zile. Și n-am mai mers la un festival de mult. Vii și tu sau te duci la mare? Hai că te-am convins. Nu merg la mare. Este. Nu merg la mare. Mergem la Miez. Decât să stai în trafic atâtea ore, mai bine aici vis-a-vis, dormi la Miez și vii la muncă. Distracție, voie bună, mâncare, băutură. Exact. Animale. Deci îți aduci și pisicile. Să vedem ce părere au și lege despre asta. Să le lași acasă, că dacă vin eu ocupat, o s-ar putea să iasă cat fight cu dog fight și nu e bine. Nu prea face de atunci. La sunetul ăla foarte mare de la scenă, s-ar putea să-i deranjeze. S-ar putea să fugă de acolo, dacă câinii sunt mai isteți. Cât costă un bilet? Prețul biletelor le găsiți pe site-a, apropo, pe bilete.ro, mersi că mi-a adus aminte, mulțumesc. Pe bilete.ro sunt toate biletele. Abonamentul e undeva la 130 de lei, ceea ce eu zic că e mai mult decât rezonabil. Prețul biletului pentru vineri seara e undeva la 30 de lei.
plus taxele de ticketing, desigur. Sâmbătă, pentru că sunt foarte multe formații și costurile altele, biletul e 70 de lei plus taxele de ticketing și duminică undeva la 50 de lei plus taxele de ticketing. Dar cu 130 de lei avem acces la tot. Dacă vrei să faci o economie, îți iei abonament și ajungi la 130 de lei plus taxele de ticketing. Pe ce facem? Mergem doar o zi? Îți dai seama că nu. N-ai cum. N-ai cum să le guși pe toate într-o zi. Plus, pe lângă faptul că muzica e atât de diversă și diferită, nici nu cred că ai cum să guști toate food truck-urile sau să treci prin toate barurile într-o singură zi. Așa că vă recomand să vă luați colegii de muncă, prietenii, și să veniți cât mai aproape de noi. Să facem un team building la miez. Da, ar fi foarte interesant. Colțișor Metropola TV, unde să vină lumea să ia autografe de la voi, nu cred că o idee era deloc. Nu știu dacă ar lua neapărat autografe, dar sigur ar dansa cu noi, căci ne place tare mult să ne distrăm. Eu l-aș fi căutat pe Rădescu, de exemplu, în vinerea aia, în altă parte. Bine că ai venit și ne-ai povestit unde îl găsim, de fapt. Păi acolo suntem colegi, acolo ne-am cunoscut. Acolo am crescut împreună. Și cu ocazia asta salutăm pe toată lumea și vă așteptăm la Miez Festival, da? Să nu uitați! Nu uităm și eu zic să intrăm și să ne luăm biletele de astăzi, ca să nu ne răzgândim, că noi tot facem promisiune aici la matina. Sau să nu se epuizeze biletele. Și asta e o variantă. Mulțumim tare mult că ne-ai povestit despre acest festival. Salutăm pe toată lumea și vă așteptăm la Miez Festival, da? Vă mulțumim foarte mult. Și ce zice Georgia, să continuăm tot cu niște muzică, dacă tot am intrat în zona asta. Și ne încadrăm mai spre duminică, așa, conform programului festivalului. O invităm alături de noi pe Daniela Ghiorfi în cele ce urmează, dar prima dată ascultăm cea mai recentă melodie a sa, Dragoste cu Năbădăi Vali. Așa se numește. Da. Hai să ascultăm. Ia să ascultăm. Le admir foarte mult pentru că faci sacrificii, căci lumea nu știe de fapt cât costă melodie, sacrificii, cât costă un videoclip. Sacrificii nu sunt. Hai să-ți explic. Este chestie de frumusețe, este cum vă spune voi, vă sacrificați că vă treziți dimineața, dar când tu te trezești dimineața și faci ceea ce-ți place și așa vezi că dă rezultate sau oamenilor sau cei care, clar, ești expus, ești persoană publică, vezi că oamenii te plac și te felicită, clar că nu poți să placi la toată lumea. E cea mai mare satisfacție, iar eu de atâția ani îți dai seama că sunt într-o competiție cu mine. Deci nu sunt cu alții, eu sunt cu mine în competiție. Asta este, adică eu recunosc. E o bucurie de fiecare dată să te văd aici la matinal. Și mă bucur mult și de-abia aștept melodia nouă să o ascult și eu. Te rog să mi-o trimiți și mie când o lansezi. Și te susțin, îți dau și eu, te susțin din toate punctele de vedere, pentru că eu ți-am zis că mi-am dat seama în prima parte a pandemiei, parcă nu mai aveam așa chef să mai fac multe melodii, și după aceea m-am ambiționat și stați așa puțin că nu e bine ce fac și te-am luat și pe tine la 13. Da. Mă bucur tare mult că te-am revăzut și te aștept cu drag de fiecare dată. Acum ne cunoscut și pe Valentin, venim și la evenimente. Cu siguranță o să vin cu Bobby, apropo de trebuie să se trezească dimineața, că te bat, Bobby. Pupici, Daniela, ne revedem cu bine. Și mai departe eu zic să ne uităm și la un film. Uite, spuneam că ieri am fost la un film și nu mi-a plăcut atât de mult filmul, dar am văzut înainte să înceapă un trailer de la Avatar 2. Știi că apare Avatar 2? Da, dar tu ai văzut Avatar 1? Da, bineînțeles. Ei, uite, eu nu l-am văzut, dar o să-l revăd, o să-l pot vedea, pentru că se redifuzează în cinematografe din septembrie. Înainte să apară Avatar 2 în decembrie. Ia, hai să aflăm ceva mai multe informații, da. James Cameron, renumitul regizor, producător și editor, are o veste bună pentru fanii seriei Avatar. Lansarea filmului Avatar 2 va avea loc pe 16 decembrie 2022, iar Disney a anunțat acest lucru în cadrul evenimentului CinemaCon 2022. Totodată, fanii au primit și primul teaser, care îi va ține cu sufletul la gură până în momentul lansării. Acțiunea se petrece la peste un deceniu după evenimentele din primul film și spune povestea familiei Sully, Jake, Neytiri și copiilor, necazurile care îi urmăresc, sacrificiile pe care le fac pentru a fi în siguranță, obstacolele pe care le întâmpină pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură.
Întreaga distribuție crește și se dezvoltă de la lună la lună. James Cameron i-a anunțat pe fani că i-a cooptat pe Michelle Yeoh și Vin Diesel pentru continuarea Avatar, specificând că actorul va avea un rol surpriză. Alături de novicii industriei din distribuție vor face parte și Kate Winslet, Sigourney Weaver, David Thewlis și Uma Chaplin. Evident, Sam Worthington și Zoe Saldana vor relua rolurile lui Jake și Neytiri, protagoniștii primei părți. Primul Avatar, lansat în 2009, nu este un film oarecare, ci este o peliculă care a avut cel mai mare buget din istorie. Este vorba de peste 500 de milioane de dolari. Încasările filmului au fost pe măsură. Acestea au depășit 2,8 miliarde de dolari și sunt așteptate noi creșteri, asta pentru că va fi relansat în cinematografe pe data de 23 septembrie. Astfel, fanii vor primi un refresh înainte de marele eveniment care va avea loc în ultima lună a acestui an. Dacă tot am intrat în acest joc împreună, decid să împart și rubrica Insta Fashion cu tine. Ce zici de treaba asta? Ok. Ce se întâmplă mai exact la Insta Fashion? La Insta Fashion încercăm să le oferim celor de acasă sfaturi despre modă, stil, culoare, proporții și ne inspirăm de la vedetele noastre care postează pe Instagram imagini cu ele în diferite ipostaze și vorbim așa. Ok. Pe fiecare ținută în parte. Ce zici? Tot vorbeam de proporții astăzi la machiaj, că îți povesteam că am probat un M și un L. De la această cămașă, M-ul venea mai bine, dar am cumpărat, fără să-mi dau seama, L-ul. O să vedem dacă ți se potrivește sau nu, dacă merge și așa, de la invitata noastră de astăzi, de la Insta Fashion. Valentina Bălașa Ario este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine te-am regăsit și bine te-am întâlnit pentru prima dată. Sperăm să aduc așa un plus de masculinitate în discuție, Valentin, că ce avem și băieți pe care îi analizăm și eu zic că o să ne descurcăm, să revenim puțin la cămașă prima dată. E ok? E pijama. E mai lărguță? E pijama, corect? Era bine dacă umerii erau exact în locul potrivit. Deci dacă... La M erau în locul potrivit. Da, deci probabil că măsura aceea cu număr mai mic ar fi fost și mai bună. Da. Vezi, neatenția la și casă. Și mai pot să schimb. Da, îți dau un pont. Nu mă întreba. Știi, oamenii care mă întâlnesc se jenează cumva și spun, știi, în ziua aia când te-am văzut, eram la distanță, am stat la distanță pentru că nu mi se potriveau hainele, umbrela și mi-a fost jenă. Nu, eu atunci când vorbesc cu omul, mă uit în ochii lui și nu-i fac analiză vestimentară. Deci noi facem analiza vestimentară doar la cerere. Deci nu e un defect profesional ăsta cu analiza. Adică pot să o fac, dar prefer să mă uit în ochii omului și să-l lasă să simtă confortabil și menționez că noi acum analizăm vestimentația și nu criticăm persoanele. Okay. Da, uite, asta este diferit aici la Metropola TV față de alte rubrici de fashion care mai există în piață. Noi nu zicem nimic de rău, niciodată. Și dacă e ceva în neregulă, încercăm să oferim o variantă. Adică nu așa, oricum. Dar nu o critică așa... Nu, constructivă, doar. Ok, constructivă, da. Să fie. Spunem doar ce alegeri ar fi putut să fie diferite. Uh-huh. Okay. Uite, hai să exemplificăm. Uite, fiind și tu la matinal, decidem să începem cu un domn, Cătălin Măruță, este primul nostru invitat la Insta Fashion. Ia să vedem. Să vedem ținuta pe care o îmbracă el și dacă putem să adăugăm ceva, dacă putem să scoatem ceva, dacă e bine, e bine. Dacă ne uităm la amândoi, ei s-au armonizat cumva, adică au potrivit ținuta cu situația, mm-hmm. Sunt amândoi îmbrăcați casual, clasica uniformă, blugi cu geacă de piele. Însă dacă ne uităm la Andra, ținuta nu avantajează foarte tare, de ce? Pentru că îi creează volum, o face mai mare decât este. Mm-hmm. Și blugii sunt largi și geaca este largă. Sunt piese de calitate toate dacă ne uităm, însă cumva, în final, efectul este de femeie plinuță și mai micuță de statură decât ar fi normal. Așa, asta este efectul final. Noi atunci când ne alegem niște haine, ar fi bine să le alegem pe acele haine care ne arată mai slab și mai frumoși decât suntem, nu mai mari și mai rotofei. Ar fi putut să pună niște blugi cu talie înaltă și slim,
ar fi putut să pună niște haine care să-i urmeze linia corpului, fără să fie atât de largi. Și atunci când îți alegi o piesă largă, cealaltă ar fi bine să fie un pic mai fixă. Noi, în cazul de față, vorbim aici de Andra, vedem două piese largi, și sus și jos. Deci ori geaca ar fi fost bine dacă era un pic mai fixă, mai scurtă, ori blugii ceva mai adunați pe lângă corp. Pantofii sport sunt în regulă, iar domnul Măruță este îmbrăcat regulamentar. Nimic ieșit în evidență, e îmbrăcat corect, aproape banal. Ok, dar sunt de acord. Ești de acord, nu? Sunt și eu de acord cu voi, da. Cam așa este la Insta Fashion. E simplu până aici, nu? Ok, până acum mă descurc. Okay. Ok. Continuăm? Continuăm. Hai să mergem mai departe cu Cleopatra Stratan. Este o tânără care simt eu că se descoperă în acești ani. Noi o analizăm aici la Insta Fashion, cred că de un an jumătate. Și a avut mici modificări în stil. Cum ți se pare această ținută? Ea este la vârsta la care încă își descoperă stilul. Ținuta aceasta îi pune picioarele în evidență, iar un corp foarte frumos, însă ce observăm noi aici? Observăm două culori care nu se armonizează foarte bine și să zic de ce. Atunci când alegem culorile și le punem împreună, ar fi bine să ne hotărâm, ori alegem o paletă de culori saturate, ori o paletă cromatică cu culori pastelate. În partea de sus ea are pastel, uh-huh. În partea de jos are culoare saturată. Dacă pui un pastel lângă o culoare saturată, nu prea merg bine împreună. Verdele merge cu albastru, dar nu verdele pastel cu un albastru intens. Dacă ar fi pus un verde din acela intens, cred că ar fi fost spectaculoasă. Un verde un pic mai intens ar fi fost o ținută mult mai bună. Pantalonii respectă proporția, arată picioarele lungi, pantofii alungesc picioarele. Ea și-a ales foarte frumos piesele acestea vestimentare. Aș fi optat pentru o culoare mai intensă în zona tricoului. Tu, Valentin, ce părere ai? La pantofi. Parcă te deranjează? Nu mă deranjează nimic, dar parcă aș fi văzut ceva într-un alb. O să-ți spun imediat, Valentin, stai așa, ce nu. Să-ți explic. Ideea este că ar fi putut să-și pună pantofi albi, într-adevăr, însă faptul că ea și-a ales niște pantofi care se pierd cumva în cromatica picioarelor, acești pantofi ajută să pară mai înaltă decât este. Deci atunci când alegem acei pantofi care nu ies foarte tare în evidență și creează senzația de picior alungit, sunt la fix. Okay. Dacă ar fi fost niște pantofi albi, poate că s-ar fi văzut acolo o ruptură între zona pantofului și zona piciorului. Ar fi fost așa ca o feliere. Ok, ăștia sunt puțin mai discreți decât un alb, care ieșea da. Înțepa mai mult la ochi. Da, faptul că sunt un pic lucioși nu ne deranjează, ea aduce luciul acesta și în zona tricoului, are niște accesorii aurii și pe pantalon, clar este o ținută pentru o situație ceva mai festivă. Uh-huh. Așa, în rest, ținuta este bună, proporțiile sunt în regulă. Am început cu un cuplu și eu zic să întregim și perechea Cleopatra Stratan, Edward Sanda, în cele ce urmează, să vedem cum se îmbracă și el. Aici un pic ca multă gălăgie. Dacă e gălăgie, nu? Da. Uite-te, e prea multă informație. Și pe tricou vedem imprimeu, vedem mesaj, text, pe pantaloni avem print. Da, e prea multă gălăgie de sus și până jos. Când ne îmbrăcăm, ar fi bine să alegem o singură zonă unde să punem accentul. Nu și pe picioare și pe cămașă, pentru că deja când te uiți la o astfel de imagine, ochii obosesc. Deci ar fi bine să fie gălăgie într-o singură zonă. Într-o singură zonă, așa este. Ai punctat foarte bine. Deci, iar gălăgia aia să fie bine gândită, să fie controlată. Adică ar fi bine să punem focusul cu ceva vizibil acolo unde este punctul nostru forte, unde arătăm noi cel mai bine. Da? Deci, el este un om bine proporționat, ar fi putut să-și pună accentul fie în zona picioarelor, fie în zona cămășii, dar nu toate odată. Uh-huh. Și aici este capcana, pentru că în momentul de față, noi când ne ducem și cumpărăm lucruri, le cumpărăm pe cele mai gălăgioase, pentru că sunt deosebite. Așa, noi nu mai vrem haine banale, vrem doar haine deosebite și când vrem să facem combinații, avem numai deosebite cu deosebite și ne ia capul. Eu îți mărturisesc că am evitat cu insistență deosebitele în ultimii 2 ani de shopping, da. Și mi-au rămas strict la piese clasice pe care să le pot asorta cu ușurință, eventual ceva într-o culoare mai tare, dar am atât. De printuri nu m-am mai atins de foarte mult timp. Mi se par pretențioase. Sunt pretențioase. Mi se pare că dacă nu știi ce să faci cu ele, poți să dai cu foarte mare ușurință greș. Da, așa este, dar asta nu înseamnă că
nu putem să ne apropiem de ele, putem să ne jucăm și cu printurile, însă ar fi bine să le dozăm, pentru că dacă sunt pe o suprafață foarte mare, e gălăgie multă și la un moment dat ținuta cumva se demonetizează. Aș fi văzut ținuta lui Eduard păstrând cămașa, nu știu, pantalonii mie nu-mi plac foarte, foarte mult. Aș păstra cămașa și aș pune un pantalon dintr-un material ceva mai prețios, un pantalon în pană. Ar fi putut să-și pună chiar niște pantaloni bleu-marin drepți, simpli și ar fi arătat foarte bine și aș fi armonizat cumva cu niște pantofi. Pantofii sunt în regulă. Deci dacă avem negru pe pantofi, ar fi bine pantalonii să fie negri. Deci să punem negru cu negru. Nu arată prea bine bleu-marin cu negru. Okay. Așa, dacă e un bleu-marin foarte închis și se confundă cu negru, arată chiar ciudat. Așa. Și dacă avea pantalonii simpli, ori bleu-marin, ori negri și pantofii sport în armonie cu pantaloni, era în regulă. Dar deci pantofii nu s-ar fi potrivit și cu niște blugi? Ba da. Ok, deci aici nu cred că trebuie să meargă la shopping neapărat. Sigur, trebuie să renunțe la una dintre piesele acelea gălăgioase și să înlocuiască cu o piesă neutră. Cred că i-am făcut un favor în această dimineață. Descoperim pentru el două outfituri posibile. Iată, pornind de la unul singur. Da. Hai să o vedem și pe Andreea Bănică. Invităm o prezență ceva mai elegantă. Mi s-a părut că a venit Crăciunul, iartă-mă că îți spun, dar eu asociez tot timpul roșu și verde cu Crăciunul, cu sărbătorile. Da, pentru că asta este de obicei, asta e combinația pe care o întâlnim atunci când vorbim despre Crăciun. Da. În situația dată vorbim aici despre acel imprimeu care este prea mult. Deci, ce se întâmplă? E prea multă informație iarăși în ținuta asta. Avem și culoare, avem și imprimeu, avem și forme, avem și accesorii. E un pic cam prea multă gălăgie. Dacă rochia n-ar fi fost imprimată, ținuta deja ar fi fost mult mai bună. Dacă geanta era într-o culoare neutră, deja rochia era vedeta ținutei și ar fi fost mult mai bine. Și aș fi păstrat accesoriile exact așa. O rochie imprimată țipă mai tare decât o rochie colorată. Și pe termen lung, rochia asta nu se-i servească. Adică se va îmbrăca de 2-3 ori și după aia se va gândi că deja o știe lumea îmbrăcată așa. Altfel, ținuta este avantajoasă, îi pune foarte frumos corpul în evidență, dar e prea multă gălăgie acolo. Îmi face o astfel de investiție, mă gândesc, n-ar fi mai bine să fie un deux pièces ca să poți să folosești topul și fusta separat? Ba da, dar asta deja nu mai este investiție, asta este o cheltuială. Pentru că investiție este atunci când haina te plătește pe tine, ori în situația dată sunt niște bani plasați într-o rochie care nu servește pe termen lung. Dar ar fi putut să-și ia o fustă și o jachetă în partea de sus și ar fi putut să folosească ținuta în mai multe situații, dar nu e cazul pentru că ea cumpără foarte mult, este o consumatoare de modă, dar dacă tot consumă moda, ar fi bine să țină cont de faptul că dacă folosește mai puțină informație într-o ținută, e mai bine. Adică o singură culoare sau doar imprimeul, aici și culoare tare și imprimeul ăsta care strigă și pantofii colorați e prea mult. Fără să fi auzit pe Valentina, ce ai fi spus? Așa, la o primă impresie. Geanta te-a deranjat. Schimbat culoarea. Geanta, da, sunt de acord, dar gândește-te că dacă ea se îmbrăca într-un dupies bej, dacă era îmbrăcată într-o ținută elegantă bej, geanta era la fix, pentru că geanta ar fi fost piesa centrală care striga, uite-te la mine, și ar fi funcționat. Dar în situația dată, da, într-adevăr, schimbăm geanta. Dar ce culoare s-ar fi potrivit mai bine? În situația dată? Ar fi avut nevoie de o geantă plic pentru că este o rochie lungă. Este clar o rochie pentru un eveniment de seară și la evenimentele de seară geanta plic este ceva mai potrivită. O gentuță micuță, discretă. Mergem către ceva mai casual. Ioana Grama este invitată la Insta Fashion în această dimineață. Un fel de Michael Jackson. Măi, e foarte cool. Nu? Știi, m-am uitat cu mare atenție la ținuta asta. Bocancii sunt senzaționali. Și ținuta completează partea de jos, deci și-a pus acel tricou cu acea fustă, cu crăpătura aia, deci totul e foarte, foarte chic. Sacoul acela, parea fi un sacou bărbătesc, este pus pe deasupra și cumva vine și întrăgește ținuta, geanta completează, este o ținută foarte, foarte chic, funcționează în contextul respectiv și poziția corpului în care pozează este o poziție foarte bună, deci îmi place ținuta ei.
E posibil că atunci când merge pe stradă cu sacoul acela care ar putea să pară la prima vedere destul de lălui, să nu arate la fel de bine atunci când se comportă ca un pieton normal. Dar pentru poza asta, ținuta este impecabilă. Și mie mi-a plăcut tare, tare mult și am văzut-o altfel pe Ioana, mult mai jucăușă. Ea pozează de obicei mai serioasă, mai misterioasă și acum am văzut altă... Da, da, e o poză foarte dinamică și faptul că jacheta se lasă așa pe un umăr e chiar o poză foarte bună. Nu-mi place în mod deosebit jacheta asta, dar în contextul ăsta funcționează foarte bine pentru că o acoperă atât cât trebuie. Mi se pare genul de ținută cameleonică pe care ar putea o purta și un bărbat dacă îi punem o pereche de pantaloni negri. Ce zici? Dacă punem jacheta, da, și cu bocanci eventual, dar să fie niște bocanci adaptați unui stil masculin, da, altfel tricou și partea de sus, accesorul la fusta, nu. No. Nu, ziceam doar dacă dăm la o parte. Da, jacheta ar putea să fie de inspirație masculină, da. Și sunt foarte multe piese unisex care se poartă acum, adică noi fetele împrumutăm destul de multe haine din garderoba. Dacă nu-i vine lui Valentin, cred că pot să iau eu cămașa să-i pun o centură și mai vedem. Ce-ai făcut o rochie. Da. Hai să vedem și pe Irina Rimes în dimineața asta. Este undeva unde trebuia să cânte, să susțină un mini-concert online, din câte am înțeles eu. Și mie îmi place Irina, îmi place că are un stil în care se joacă. Și arată treaba asta, dar proporția aici nu m-a încântat foarte mult. Deci, așa este. Proporția este o problemă aici. Irina arată ca o păpușică asiatică. Exact asta este senzația pe care o dă. Ce se întâmplă aici cu proporția? Îi scurtează picioarele. Deci, dacă ne uităm, vedem niște picioruțe foarte scurte, vedem niște șolduri foarte late și ea cu siguranță nu are șoldurile late. Vedem partea de sus a corpului lungită, nefiresc de mult. Vedem niște bocanci foarte frumoși, dar și acești bocanci îi scurtează picioarele și mai vedem niște șosete albe care îi feliază picioarele și nu ne dorim acest lucru. Asta mi-a atras și mie atenția, acele șosete. Nu dădeam seama dacă este de la bocanc sau dacă sunt șosete. Da, nu, sunt șosete. Bocancii sunt foarte, foarte chic. Aș fi foarte atentă la aceste proporții, să lungesc picioarele. Deci noi dacă vrem să arătăm mai frumoase decât ne știm, ne lungim picioarele. Cum? Prin trucuri. Prin haine care sunt mai lungi în partea de jos, deci acele haine care ne lungesc picioarele, prin fuste cu talie înaltă, prin talie marcată la locul ei sau mai sus. Ori aici, talia fiind marcată atât de jos, picioarele arată extrem de scurte. La un moment dat se purta acea rochie din bumbac foarte lungă și exact cu zona gâtului, cum are și Irina. Ar fi fost mai potrivită o rochie mulată pe corp lungă, cu puțin spațiu, că se vadă puțină piele și bocancii, mai degrabă. Știu că are un corp slim, cred că ar fi putut să poartă genul acesta. Ar fi putut să-și pună într-adevăr o rochie lungă, eventual cu o crăpătură pe picior. Acum mai e un lucru foarte interesant de văzut. E mică de statură. Când ești mic de statură și îți faci un breton, bretonul te feliază pe orizontală și te scurtează. Ei stă bine cu breton, însă ar avea nevoie să-și facă niște tăieturi pe verticală, ca să-și lungească corpul, ca să compenseze tăietura orizontală dată de breton. Foarte interesant. Uite, la asta n-am fost atentă. Îți mulțumesc tare mult că ne-ai trecut pragul în această dimineață. E o bucurie de fiecare dată și eu zic că avem aici un ajutor de nădejde. Da, mai și învăț câte ceva între timp. Da, este o emisiune de educație vestimentară până la urmă, această rubrică. Așa, ca un rezumat pe final de emisiune. Mulțumim tare, tare mult, Valentina. Mulțumesc și eu. Foarte mult. Vali, am ajuns pe final și noi și ne luăm la revedere de la cei de acasă. Iată, mai avem o singură zi împreună în această săptămână. Cum te simți până acum, repede, repejor? Simt pasul, mă cul de vreme, mă trezesc de vreme, viața avem energie, frumoasă. Totul e perfect. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne revedem mâine dimineață de la 9 fix, exact așa cum v-am obișnuit. Rămâneți pe Metropola TV, urmează știrile.